Război în Ucraina luni, 21 martie 2022, ora 15:48. Hot News RO. Trupele ruse au deschis focul asupra unei mulțimi care protesta în Herson, cel mai mare oraș ucrainean cucerit de Rusia, imagini dramatice fiind postate pe rețelele sociale. Civili atacați în Herson în timpul unui protest colaj foto. Localnicii protestau pașnic în fața clădirilor din centrul orașului, capturat de armata rusă. Unul dintre videoclipurile postate pe rețelele sociale arată cum trupele ruse aruncă grenade și deschid focul asupra unei mulțimi pașnice care protesta la Herson, unde au existat mai multe proteste ale localnicilor. Centrul de comunicații strategice al Ucrainei a transmis că forțele ruse au aruncat cu grenade asupra persoanelor care participau la miting, iar unele ar fi explodat sub picioarele protestatarilor, scrie The Guardian. Cel puțin două persoane ar fi fost rănite. A protesteris wounded appears to have been hit by a bullet projectile in his leg VWLNW-4DK, Mihaela, Horowitz, March 21, 2022.